Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Clash Royale. Bun, n-am mai făcut un episod de ceva timp cu Clash Royale și am zis să bag și eu niște gems din ăștia în Clash. Să cumpăr niște un Giant Chest. Nu vreau să iau Magical, că Magical, după părerea mea, nu știu, e mai slab. Pentru că pică legendar, adică sunt șanse foarte mici să pice legendar, asta e chestia. Și nu pot să zic mă știu cine știe ce. Și cred că mai multe cărți îmi dă totuși un Giant. Deci cred că o să luăm un deci cred că o să folosim Giant Chest. I don't know, bro, let's să fucking cumpărăm un Giant Chest. O să cumpărăm un Giant Chest pentru voi. Dar înainte de început episodul, chiar aș aprecia super super mult, vă rog din suflet să apăsați cu toții butonul de like acum, să strângem cât mai multe like-uri și să-mi comentați în descriere dacă credeți că o să pici o legendară sau nu. Sunt șanse foarte mici, dar nu mai picat de ceva vreme. So yeah, ok, hai să încercăm. Bun, bun, bun și bun. Stați o leacă că trebuia să fac o mică chestie pe care am uitat să o fac. Boom. Și la ăsta, uite, haide mă, e făcut aici, bun, șpong, gata. Bun, deci avem 800 gold din acest chest, 14 hog rider, interesant, păcat că cam puțin, chiar dacă eu strâng hog rider, e ok, dar cam puțin 14, mă rog. Bomb tower, mulțumesc mult de tot, îmi doream bomb tower, da, mega minion, bun ăsta, da, ăsta e chiar bun. Și arrows, 213 arrows, putem să facem la level 10 arrows-ul. Interesante drop-uri, nu-mi folosesc deloc. Ok, ce știi, poate să-mi folosesc la un moment dat. Avem aici deck-ul nostru, mă gândeam să ne băgăm la niște meciuri în arena. Avem și 2v2-ul la dispoziție, putem să jucăm absolut ce vrem noi. Hai să băgăm un 2v2, de ce nu, hai să dăm un quick match. Să ne bage cu absolut cine vrea să joace alături de mine, nu contează, am să joc cu oricine. Dacă mă bagă. O să jucăm un 2v2 și după aia o să băgăm și la arena la 1v1. Ok, închidem, rebăgăm, s-o fi bugui ceva, cine știe acum. Da, se bugui, se-i clar. Bun, hai să vedem. Jucăm un builder workshop, mama, are witch-ul. Să vedem, poate e o combinație bună. Eu mă duc pe partea stângă, good luck. O să zic și eu good luck. Și o să dau și de-astea așa. Uite, de-astea așa mă dă-i. Bun! Am dat și de-alea așa. Ok, hai să vedem acum. Cum să fac? Stați că m-am blocat, nu știu ce să fac. Fac asta. Fuck it. Let's go. Boom! A apucat să tragă. Oricum nu a făcut cine știe ce, deci e ok. Bun, bun, bun. Bun, nu e bun, nu e bun deloc. Absolut deloc nu e bun. Ce facem, bro? Punem un knight aici și un din ăsta. Ok, da, goblin gang-ul. Bun, 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 goblin gang-ul e bun. Ok, hai că am scos pe cau. Acum nu știu dacă apucăm să-i scoatem și ăla. Da, îl scoatem, lejerea, nu? Bun, nici măcar nu mai trebuie să pun arcacele pentru a scoate acel dragon. Respect, bun. Hai acum să vedem cum facem. Nu știu pe ce parte să atacăm. Se pare că cu echipierul meu avem level 10 noi în total. Iar eu, nu. Îi dau așa. Ok. Hai să vedem. Eu pun arcacele astea aici pe dreapta. Să apere și ele cât pot. Na. Și ele sunt oameni. Cum ar veni. Bun, o să pun scarmiu ăsta. Bun. Păcat că se duce Wiz-ul pe dreapta, dar e ok. E ok și așa, încercăm. Încercăm și noi. Vedem ce iese. Da, n-am ce să fac absolut nimica. Ok. Poate la ori 2 se vor schimba lucrurile. Să sperăm că-mi bine. Acum nu știu. De ce am pus Knight-ul acolo? Mă rog. Sparge-i pe aia repede. Ok. Rezolvă dragonașul ăla, că e cam periculos el acolo. Ce am primit? Un comentariu la un link. Ok. Bun. Oh, am mișcat camera, era să dărâm camera. Ok, hai să ne concentrăm. Bun, hai că băgăm două graveyard-uri. Bag și ăștia, bag și un zap. Două zapuri. Respect. Păi ce mai poți să vrei decât o armată uriașă de scheleți care te atacă? Nu mai poți să vrei nimica. Ok, fuck it. O să fac asta plus asta. Nu, a apucat să ne dea turnul, fuck it, bro. Mamă, și avem două graveyard-uri. Dar n-am fost eu atent în partea stângă. Dacă mă concentram puțin mai bine, cred că făceam treaba pe partea stângă, sincer. Vedem acum. Punem wizard. Punem și de-asta. Hai că-l scoatem repede, pe cau e useless. Easy, man. Da, i-am scos acolo, e bine. Bun, eu pregătesc un graveyard. Bun, am pus un graveyard, hai să vedem. Ai zap, bro? Am eu, e ok. Bă, ăla-i tati. Cred că-i batem, nu știu. Da, mă, e gg, nu-i gg.
Ba da? Apare nu-i... Ba da, e gaga. Good game. Putere! Yeah! Ne-am luat niște coroane. Știu că coroane ții, dar nu ții nimic altceva din meciurile astea, dar ok, și coroanele alea destul de importante, adică de ce nu? Deci am luat două coroane, să vedem. Da, mă, mi le dă coroanele astea frumoase, deschidem și noi free chest-ul, ne pică absolut nimic ca de obicei. Mai deschidem încă un free chest din absolut nimic, mai deschidem noi chest-urile astea de pe aici. Hai să băgăm și un meci solo pentru că mă simt destul de pregătit. Nu știu acum de ce adversarul o să dau, dacă dau de vreun oponent de la nebun de mă bate de mă strică sau dacă o să dau de un jucător normal. N-avem habar. Este timpul să aflăm. Trebuie totuși să mi... Nu, lasă așa, ok. Bun, o să facem archers. Pentru că n-am ce altceva să fac, nu-mi place să pierd timpul. Giant. Bun. Treaba partea de altă, fuck it. Ok, nu contează, băgăm bomber, hai. Ok, bun. Bombă, rata ne trebuia. Ok, o să trească să dau un zap. Și un graveyard acolo. Ok, nice. Bun. Hai să vedem ce reușim să facem. O să ne dea un log absolut neimportant, pentru că totuși graveyardul nostru tot o să apuce să dea foarte mult damage. Deci nu ne interesează de logul lui. Și ok, primul turn down. Și apucă scheleția să mai dea și damage pe King Tower. Nice, bun, o să punem archers să eliminăm problema. O să punem și un knight acolo pentru a scoate hog-ul ăla cât mai repede, pentru că e dă foarte mult hog-ul. Aia ne-a prins două hituri, n-aveam ce să-i fac. Ne-a dat el mare fireball, mă. Bine, boss, fii atent cum facem. Eu dau pe partea dreaptă, fiindcă tu o să trească să mă atași pe stânga. Știu eu ce zic. Stai, niște boss. Bun, uite, pe aici vreau să-l iau, uite, așa. Ok, let's go. Ok, noi venim pe partea dreaptă, dar să nu știu prost atac pe stânga. Toate că dacă aș ataca pe stânga, încă m-aș putea apăra, că am Wiz, am destul de cărți cu care mă pot apăra super bine. Nu mă grăbesc să pun absolut nicio carte. O să pun doar un bomber. Și ăsta. Și ăștia. Let's go, baby! Zap mai repede! Bun, bun. Mamă, n-apuc să scot, n-apuc să scot scarmiul ăla, că n-am cu ce, dar e ok. Îi pun archers. E ok că i-am pus archers și rezolvă tot archersii mei. Bun, hai să vedem cât de mai ne dă tipul ăla. O să ne dea ceva, e ok. Dar nu ne dă deloc mult, e ok. Deci nu avem probleme. Bun, o să vreau să pun, uite, aici un bomber. O să vreau să fac o chestie pe partea dreaptă cu un knight. Bun, o să punem și wizard neapărat, pentru că trebuie să scoatem ăla. Ok, I'll show you, vă arăt eu. Bun, o să facem asta. Fuck it, nu, plus asta. Bun, o să facem și graveyard. Cred că, da, e gg. E gg, nu mai are ce să mai facă. Eu așa că zi, ia, e gg. Două stele oricum i-am dat. Nu știu, nu cred că îi dăm 3, dar și 2 e ok. Șanse nu mai are, dacă m-ar lăsa ar fi un băiat bun. Good game. Thank you. Îi zic și thanks. Bun. Bun, gg, v-am zis, 3 stele. Am jucat-o destul de bine, v-am zis că sunt destul de pregătit. Chiar dacă aveai el Inferno Tower, tot l-am bătut noi, mă. Cred că dacă aveai Inferno Dragon nu mai îl băteam așa ușor, pentru că ăla mi-e un counter mai bun decât Inferno Tower-ul. Dar ce mai contează, măi? Bun, sper că o să vedem cum a plăcut acest clip. Eh, glumesc, hai să mă băgăm un meci pentru că e mult prea scurt după. Ok, ultimul meci. Hai să ne concentrăm. Mikael din Israel Clash. Să vedem dacă ești un oponent demn de mine sau poate nu, nu știu, să sperăm că nu. Sperăm că te bade, te usuc. De obicei nu prea se întâmplă, dar hai să vedem ce face el, Mikael ăsta. Ok, mă ia cu dăia, mă ia cu comentarii brute pe Facebook. Bun, eu o să fac asta plus asta și nu știu. Bun, noi o să-i dăm un zap. Ok. Bun. Da, l-am spart rău de tot pe tipul ăsta, cel puțin până acum, da, l-am spart rău de tot. Hai să vedem acum cum facem, cred că cu bomborul ar trebui să-i scotă tot, cred. Bun, o să trească să prindă ăla, mă, bombăre. Cred că omoară și prințesa bomborul. Cel mai șmecher bombăr. Ok, se pare că ne scurcăm destul de bine până acum. Hai să vedem, nu știu dacă... da, o să plec pe un alt push. Nu prea am eu toate cărțile necesare, dar... 3, 2, 1 și am pus-o. La, am pus-o aproape la perfecție. Bun, de fapt. Fiți atenți cum facem, facem Skarmy plus tine. Și trebuie să punem și archers din spate, altfel nu putem.
Ah, de fapt ne descurca perfect. N-are nicio șansă tipul ăsta să mai facă nimic în momentul ăsta. In this moment he is fucked. Da, e turnul jos. Ok. Să mergem pe 3. Nu, mi-a moară bombru. Hai să vedem, pune și noi un wizard. Vedem ce facem. Nu cred că apucăm să-i dăm 3, dar tot îi dăm mult damage cel puțin. Uite bowler-ul ăsta când ne-a împins el acolo. Mă, mi-am dat 800? Păi puteam să-ți dau 3, mă, țărane, de ce nu m-ai lăsat și pe mine? Bine, o să spun scarmiu ăsta ca să te liniștesc, fiindcă tu crezi că ești un jucător bun, dar de fapt nu ești. N-ai nicio șansă, poți să ai tu ce cărți vrei, crede-mă pe mine că n-ai șanse. Mi-a activat King Tower-ul prost, nu cred că a făcut asta. Cu un knight te rezolv, boss. Cu un knight. Scoatem prințesica aia de se vede, ea foarte șmecheră. Facem asta. Plus pe domnul ăsta. Plus pe ăsta. Și dacă mai prindem și un graveyard. Dar nu cred că mai e nevoie de graveyard. Ba da, hai să punem și graveyard, că e cam nesimțit că pune bowler el. E good game. Yay, l-am bătut și pe el, i-am dat 3 stele. Încă nu? Not yet. Hai mă, încă o bucată. Ăla-i mă. Yeah. Ce se apura el, nu vrea să mă lase. Îi dau așa. Da. Bun, l-am bătut. 3 crown. Azi vedem, avem 3153 de trofee. Yay, la câte mergem în arena 11? 3800, ne mai trebuie foarte multe. Bă, și un singur trofeu pentru... să mai băgăm un match pentru că ne mai trebuie un singur trofeu dacă stau să mă mai gândesc. Hai, un quick match pentru că ne mai trebuie un singur trofeu și deschidem un crown chest. Hai să deschidem un crown chest după episodul ăsta. Bun, e foarte benefic dacă îmi face asta. Bă, măcar un crown, un crown să luăm ca să facem crown chest tu și eu sunt fericit. A, vrei în față tu? Ok. Tu decizi boss, nu eu. Oh my gosh, nu. Ok, o să punem și un bomber. Mamă, ce repede. A luat doar ăla. Lol, cât de slab a jucat. Ok. Nu știu pe ce parte să-l atac acum. Să pun graveyard după dreapta sau să-l fac pe stânga? Îl pun pe dreapta, e clar. Yeah. Nu știu ce să zic. Ba da, e ok, e ok. Că noi îi dăm bine rău pe partea aia. Eu o să pregăte. I-am dat turnul ăla. Respect. Eu o să pun un knight. Yeah, boy. Mamă, ce tactică i-am făcut. L-am rupt rău de tot. Bine, chiar dacă o să ne rupă și el. O să-i pun un wizard aici pentru a nu lăsa tipa aia să dea prea mult damage. A făcut și el log, a pus și el log la mișto. Nu știu ce a mai pus logul. Da, mă rog, e ok. Bun, se pare că ne scurcăm destul de bine. O să pună el un witch din spate, îl lăsăm pe el să pună witch-ul. Aceasta este tactica, vă învăță fratele vostru. Bun, îl lăsăm pe el să pună witch-ul. Îi dă noi un zap. Un zapintos. Easy peasy, man. Bun, și punem un giant. Și în spatele giantului un lumber, bro. Bun. That's my boy. Ok. Deci lumberul ăla este epic. Deci este epic, că s-a întors să bată. Deci e epic lumberul. A, da, și ăsta un fireball dă-n treia să-l dea. Ok. Oricum e mai mult la crown chest-ul deja, deci nu mă interesează. Că oricum nu pierzi trofee sau ceva aici. Deci match-ul e destul de ok pentru mine, zic eu. Hai să punem și un scarmi acolo. E, și ăștia, și scheletele ăla, să știți că e puternic. Bă, putem să lăsăm să și bată pe mine personal, nu mă interesează, eu mi-am luat crown chest-ul. Chiar dacă aș fi un țăran, da, e clar, ne vorbate. Cel puțin pe partea dreaptă ne-au dat turnul. Eu i-aș lăsa să ne bată, nu știu. Chiar dacă aș avea satisfacție dacă i-aș învinge. Ok, facem asta, fiți atenți. Spong. Punem și un bomber, că e cam din țăran ăsta. Și se vede el cam bun așa. Na, ne-a dat ăla. Lasă așa, tati. Dă-i un fireball ceva acolo. Zap. Așa, să-ți securizez. Fireball, man, fireball. Mama, avem doi whiz pe partea aia, respect. Dă-i un fireball. N-ai fireball, nu-i așa. Dai mă, dementule, un fireball să luăm încă un trofeu prostea. Nu-l ia, măi, cât de prost e. Mamă, mă rog. Noi am luat ceea ce ne trebuia. Eu personal am luat ceea ce ne trebuia. Am luat crownul. Azi deschidem crown chest-ul să vedem ce ne pică. Avem 587 gold, 2 gems,
Bats, interesant, îmi plac Bats destul de OP. Goblini, Royal Giant și Battle Ram. Battle Ram, o carte decentă, nu o folosesc, dar e decentă oricum. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, sper că tot v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, v-am spus, nu ezitați să apăsați butonul de like, pentru că ajută foarte mult chestia asta. Eu am fost Alex, iar doamne, vă revedea data viitoare.